Bună și bine v-am regăsit! Astăzi ne luăm la revedere de la iarnă și ne bucurăm de soare. Vorbim despre parfumuri de tranziție. Parfumuri care nu sunt nici prea florale, nu sunt nici primăvara într-o sticluță, nu sunt nici cele mai cozy și calde parfumuri. Sunt undeva la mijloc și au ceva vibrant în ele, au ceva luminos, ceva care se asortează cu soarele, cum îmi place mie să spun, și mi-a fost destul de greu să fac această selecție, dar m-am gândit să aleg parfumuri despre care mă gândeam eu iarna că de-abia aștept să vină primăvara să le port și chiar dacă le-am purtat primăvara, mi se părea că mai bine s-ar potrivi într-o zi cu soare, dar într-o zi în care nu este prea cald. Și am ales aici, dar vreau să mai menționez ceva înainte de toate. Am exclus parfumuri, foarte multe parfumuri versatile pe care le-aș folosi cu siguranță și primăvara, și iarna, și toamna. Deci am exclus parfumurile versatile în mare parte și am exclus parfumurile gurmande, parfumurile foarte dulci pe care le purtam în perioada rece, dar pe care le-aș purta și acum și nu are rost să mai vorbim despre ele, cum este La Belle, cum este Poison Girl, pe care cu siguranță o să-l mai port, cum este Elisab Girl of Now, pe care cu siguranță o să-l mai port, însă cred că se știe treaba asta și chiar și pe Coffee Addict o să-l mai port. Am ales eu aici parfumuri despre care am ceva de spus, le-am puse cumva pe categorie aici și vreau să încep cu parfumuri versatile. Pentru că v-am zis că am exclus parfumurile versatile, însă pe câteva le-am păstrat pentru că abia așteptam să le port în această perioadă. Și o să încep cu English Pear and Freesia de la Jo Malone. Deci parfumul acesta este unul foarte versatil. Este un parfum pe care eu pot să îl port absolut oricând, și vara, și primăvara, și iarna. Chiar simt nevoia să-l port și în perioada rece, pentru că știți că folosesc foarte multe parfumuri foarte dulci, gurmande și am nevoie de zile în care să fac o pauză de la ele. Ei bine, English Pear and Freesia este un minunat, un parfum care are o prospețime aparte, este un parfum cu flori, puțin fructat, puțin dulce, dar și elegant, așa luminos. Îmi place foarte mult parfumul acesta, chiar este unul versatil, dar am ținut să îl pun în acest clip pentru că de-abia aștept să îl port zilele acestea. Parfumurile de la Jo Malone sunt dintre cele mai versatile și v-am arătat English Pear and Freesia pe care l-am purtat în perioada rece, dar de-abia așteptam să-l port și odată cu venirea primăverii pentru că se potrivește de minune. Însă mai am unul, Măr în Tonka, care îmi place foarte mult și pe care l-am purtat în perioada rece, dar o să-l port și în perioada următoare. Este unul relaxant, mă duce cu gândul la o vacanță de primăvară. Are o bază cu tonka, vanilie și migdale, însă nu este un parfum prea dulce, este foarte bine echilibrat și foarte frumos parfumul acesta. Un alt parfum care mi se pare foarte potrivit de tranziție, dar și un parfum foarte versatil, este acest Mont Guerlain, care îmi place foarte mult și cred că se potrivește de minune cu vremea de afară. Acesta are și lavandă, are și flori, vanilie, dar la fel nu este un parfum prea dulce, din nou un parfum echilibrat, foarte frumos, cald condimentat, dar nu prea cozy, din nou mă duce cu gândul la relaxare, este un parfum foarte relaxant și acesta și de-abia aștept să îl port și pe el în perioada următoare. Și dacă tot am discutat despre parfumuri care au un iz aromatic, vorbim și despre Lalique Le Parfum, care face parte după mine din aceeași categorie, are și el o vanilie, parcă ceva mai dulce, dar are și un iz pudrat foarte plăcut. Mi se pare mai dulce atunci când îl pulverizez, apoi când se dezvoltă devine pudrat și dulceag și plăcut. Chiar este un parfum bun de tranziție, dar și în perioada rece. Acesta nu este nici primăvara într-o sticluță, dar nici un parfum cu vanilie intoxicant pe care poți să-l folosești iarna, de exemplu.
frumos și acesta, chiar vi-l recomand. Trecem la o categorie de parfumuri pe care eu o să le port cu mare plăcere în perioada următoare. Parfumuri ceva mai dulci, vibrante, luminoase, feminine și iubibile. Vorbim despre Amo Ferragamo, pe care eu l-am descoperit de ceva timp, nu de foarte mult timp. Îmi place la nebunie parfumul acesta, îmi zicea cineva că îl folosește vara. Cred că l-aș folosi oricând, dar cu siguranță de-abia așteptam să dea puțin soarele, pentru că mi se pare că plutești și ai și o altă dispoziție atunci când vremea este mai frumoasă. Și mi se pare că se potrivește perfect parfumul acesta, deci îl ador. Și este un parfum care persistă pe mine foarte bine. Am primit comentarii în care mi s-a spus că nu persistă cine știe ce, dar eu sunt super mulțumită de el. Dacă îl prindeți la vreo reducere, puneți mâna pe el. Este foarte scump în această perioadă, dar este absolut superb. Este un parfum dulce, are acele portocale, o cremă de portocale, este foarte vibrantă deschiderea lui. Absolut minunat parfumul acesta, îl iubesc. Și un alt parfum pe care l-am folosit în perioada rece și mi se pare potrivit acum de tranziție, deci nu îl văd neapărat folosit în perioada de tranziție dintre primăvară și vară, dar îl văd potrivit acum, pentru că acesta are deschiderea aceea vibrantă, este foarte bun pentru că încă este rece afară, însă are și o parte foarte lemnoasă și foarte cozy, iar partea aceea lemnoasă și foarte cozy mă duce un pic cu gândul la o vreme mai rece, cum este aceasta. Deci, Alive, un alt parfum pe care îl iubesc, cu acea deschidere fructată și vibrantă, un parfum feminin foarte, foarte iubibil și el. Așteptam primăvara să pot să port Flower Bomb, pentru că nu mi-a plăcut chiar așa în perioada sărbătorilor. Este o bombă florală, un parfum foarte feminin, vibrant, vesel și dulce. Este un parfum dulce pe care eu îl ador în perioada aceasta. Mi se pare un parfum bun de tranziție, mi se pare un parfum potrivit pentru primăvara de vreme și cine știe când o să mai simt eu nevoia să-l port chiar și într-o perioadă mai caldă, dar vă țin la curent dacă o să se întâmple treaba asta, pentru că știu că lumea judecă atunci când porți ceva mai dulce și nu este neapărat potrivit, dar să știți că eu vin aici chiar cu parfumurile pe care le port, nu prea îmi pasă, fiecare poartă ce are chef. Un alt parfum absolut minunat, așteptam să vină primăvara să-l port, este acest Aura Sensuel și deși este un parfum versatil, are și o vanilie acolo, nu este listată, dar da, o simt. Are și partea aceea florală, simt gardenia foarte bine în parfumul acesta, deci cumva mi se pare foarte potrivit și în perioada de tranziție, însă și în perioada de tranziție dintre primăvară și vară. Da, este ceva mai versatil acesta, îmi place foarte mult, este foarte feminin, are și note verzi, se simt, dar are și o parte dulce, vanilată așa. Este un parfum foarte frumos acesta și persistă și foarte bine, să știți. Atunci când l-am cumpărat, eu nu știam dacă să-l iau sau nu, pentru că părerile sunt împărțite ca de fiecare dată pe internet, dar m-am hotărât că îl iau, fie ce-o fi, și să știți că este un parfum care persistă foarte, foarte bine, radiază, îmi place la nebunie. Aura Sensuel. Și cam din aceeași categorie, aș zice eu, este și Idol, un parfum versatil pe care poți să-l porți și în perioada rece, poți să-l porți și primăvara. Este dulce, dar nu prea dulce, echilibrat, are și fructe și flori și o bază în care regăsim musc, vanilie, patchouli, cedru. Îmi place foarte mult parfumul acesta, este unul feminin, unul dintre preferatele mele și o să-l port cu siguranță în perioada următoare. Îmi place foarte mult și sticla, deși nu stă în picioare și este cam enervant
enervantă chestia asta. Și haide să trecem la un parfum care este mai nou în colecția mea și pe care l-am primit de la Adriana, căreia îi mulțumesc mult. Nu v-am vorbit până acum despre el pentru că nu l-am purtat prea mult să îmi dau seama cum este, și aceasta este chiar sticla ei. A renunțat la sticla ei pentru mine și îi mulțumesc tare mult pentru susținerea ei și pentru prietenie. Vai cum miroase parfumul acesta. Din nou, o deschidere vibrantă, fructată, veselă, apoi devine ceva mai pudrățel și are un trandafir pe care eu îl simt fructat. Dacă nu vedeam prima dată când am folosit parfumul acesta că are trandafir, probabil că mă gândeam că sunt ceva fructe. Deci este fructat, pudrat, mi se pare un parfum perfect pentru a fi un parfum semnătură pentru o femeie. Mi se pare că include tot ce ai nevoie de la un parfum, mi se pare foarte feminin, mi se pare foarte elegant, dar vesel în același timp. Da, acesta este un parfum perfect pentru un parfum semnătură. Un alt parfum pe care o să-l folosesc în perioada următoare, și v-am zis că nu am inclus aici gurmande și foarte dulci sau dulci, ba da, am inclus câteva că nu m-am putut abține și am vrut să le menționez, și pe Sakura o să-l folosesc în perioada următoare pentru că acesta este un parfum feminin, oriental, dulce, luminos. Este un parfum foarte luminos și îmi place mult de tot. Este genul acela de parfum care lasă o dâră în urma ta, care miroase super bine, puternic, persistent. Da, că vreți un parfum puternic care să primească complimente, acesta este parfumul. Acesta este cu siguranță. Un alt parfum care mi se pare foarte versatil și pe care eu l-am purtat și în perioada rece, când voiam să iau o pauză de la parfumurile foarte dulci și gurmande. Aici avem o frunză de casis, avem trandafir și frezie, în bază avem vanilie, patchouli și note lemnoase. Mi se pare un parfum care este foarte light, așa, nu este un parfum siropos, nu este un trandafir siropos cum este în EDT-ul pe care îl am eu, acela este dulce siropos, aș putea să-l includ și pe acela în acest clip, însă aici avem un parfum ceva mai light, ceva mai, nu știu, un parfum potrivit pentru birou, un parfum potrivit pentru activitățile de zi cu zi, un parfum mai serios, așa spune. Chiar îmi place foarte mult parfumul acesta și mi se pare foarte potrivit în perioada de tranziție. De parte vorbim despre un parfum care chiar mi se pare potrivit cel mai bine în perioadele de tranziție. Vorbim despre Elisab Le Parfum Royal. Aici avem citrice, trandafir și neroli, avem patchouli, ambră, vanilie și santal. Este un parfum cu mult patchouli, dar este un patchouli proaspăt care mai apoi este încălzit de ambră. Are și vanilie și santal, dar să știți că nu este nici foarte cremos, nici foarte cald, nici foarte dulce de la vanilie. Mi se pare că este așa cumva potrivit pentru perioada mai umedă, nici trandafirul nu este trandafirul acela proaspăt, parcă este îmbrăcat în paciulii. Mi se pare un parfum proaspăt acesta. Este destul de ciudățel, să zic așa, dar mie îmi place foarte mult, mi se pare unic parfumul acesta. Mi se pare că se duce foarte bine, dar nu știu de ce l-asociez eu cu English Perfume Frisia, însă aici avem, acesta nu este atât de luminos, nu este un parfum foarte luminos, dar mi se pare un parfum pentru o femeie puternică și hotărâtă, așa, la genul acesta de parfumuri. Mă duce cu gândul, poate de aceea se și numește Royal, dacă ne gândim bine, poate să fie o interpretare de genul acesta, dar da, este un parfum frumos și mi se pare
cel mai potrivit parfum pentru perioadele de tranziție. Mi se pare potrivit acum, între iarnă și primăvară, și mai mi se pare foarte potrivit în perioada toamnă-iarnă. Deci pe el chiar îl port mai mult în perioadele de tranziție. Acum, cel puțin, îmi place foarte mult să-l port pentru că are un aer așa proaspăt. Îmi place mult de tot parfumul acesta. Un alt parfum care mi se pare foarte potrivit în această perioadă este acest Dolce & Gabbana The One. Este o piersicuță vanilată, dulce, un parfum foarte feminin, foarte elegant. Foarte frumos este parfumul acesta. Îl port destul de puțin pentru cât de mult îl ador, dar îl am în colecție și o să-l am mereu. Este unul dintre parfumurile care, să zic că mi-a fost semnătură mult timp, pentru că l-am purtat destul de mult timp. Asta este a doua sticluță și îl țin în colecția mea mereu, dar când îl port îmi face o deosebită plăcere pentru că l-am purtat mult timp și îl cunosc atât de bine și mi se potrivește atât de bine și mi se pare foarte potrivit și în perioada următoare de purtat. L-am inclus aici și pe caramel. Asta pentru că v-am zis că are vibe-ul acela tropical, mi se pare un parfum cald și vesel, destul de dulce, dar este numai bun acum. Are și floarea aceea de tiară, vreau să îl testez și în primăvara aceasta, vreau să îl testez și în seriile de vară, chiar vreau să-i dau multe șanse parfumului pentru că eu aș putea să-l port mereu. Îmi place la nebunie parfumul acesta, nu vi l-am mai arătat de mult și trebuia. Un alt parfum pe care toată lumea îl știe și este foarte potrivit acum, de-abia așteptam să vină primăvara să-l port, este L'Interdit de la Givenchy. Chiar aseară am făcut o baie în el, am aici 120 de ml și este și păcat să nu-l port, dar este un parfum atât de persistent. Este printre cele mai persistente parfumuri din colecția mea. Chiar o să fac un clip în care să vă povestesc despre cele mai persistente parfumuri din colecția mea. 10, 15, chiar nu știu. Îmi spuneți dacă vă interesează un astfel de clip, dar acesta este clar unul dintre ele. Îmi place foarte mult parfumul acesta, dar are multă tuberoză, dar mie îmi place. Mai departe vorbim despre La Noi Trezor à la Folie, un parfum din nou cu vanilie, ceva mai cald, ceva mai dulce, un parfum pudrat, un parfum cu o deschidere fructată. Îmi place foarte mult parfumul acesta, îmi place foarte mult vanilia pe care o are și totuși mi se pare un parfum destul de așezat, nu mi se pare că este o bombă vanilată. Chiar îl am pe mână de ceva timp și se dezvoltă foarte frumos parfumul acesta. O să-l port în perioada următoare pentru că este mai nou în colecția mea și vreau să mă bucur totuși de el, să nu aștept până la iarnă. Ce mai avem pe aici? Ce mai avem pe aici despre care nu v-am povestit? Gata. Zadig & Voltaire. Just Rock. Ei bine. Seamănă foarte bine cu Zadig & Voltaire, This Is Her, însă aici, în loc de castana aceea, avem o tuberoză. Este un This Is Her mai potrivit pentru primăvară, să zic așa. Oricum, merge foarte bine și în perioada rece, merge de minune, însă dacă tot îl aveam pe acela ceva mai gurmand, cu castana aceea, cu zahăr vanilat, cu toate, cu frișcă, am zis că pe acesta îl păstrez, mai ales că nu se mai găsește pentru perioada aceasta de tranziție. Îmi place foarte mult și acesta. Aici se simt niște flori, niște flori albe, niște tuberoze și o să-l port în perioada următoare și discutăm despre el pentru că pe el nu am apucat să-l port foarte mult. Și cred că am terminat. Voiam să vă mai arăt unul, din nou un parfum versatil, este acest Jo Malone Scarlet Poppy, pe care chiar o să-l port astăzi și este un parfum pudrat, elegant, îmi place foarte mult și acesta, din nou un parfum versatil, foarte feminin, elegant, mă duce cu gândul la catifea, mă duce cu gândul la un ruj mai roșu. Ei bine,
Acestea au fost parfumurile, știu că au fost destul de multe, am vrut să trec așa prin ele pentru că nu am putut să renunț la unele dintre ele și să nu vi le arăt. Să discutăm câte puțin despre ele, cumva o discuție așa mai lejeră, nu neapărat ceva foarte pus la punct. Vă mulțumesc pentru vizionare, pe mine mă găsiți pe Instagram, pe contul personal și pe cel cu parfumuri. Aștept cu mare drag părerile voastre, aștept să-mi spuneți ce parfumuri purtați voi în perioada următoare și nu uitați să vă abonați și să-mi lăsați un like dacă vă place acest clip. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa! Me wind and rain, you're some kind of bird.